Salut, eu sunt Andreea Teodor, sunt din satul Cutuș, comuna Crisbav, județul Brașov. Învăț la Colegiul Național Maria Băiulescu și fac parte din echipa Soare pentru Cutuș din concursul Viitorul pe placul tău, organizat de Romanian Science Festival. Salut, eu sunt Samira Toma, tot din satul Cutuș, prietena și colega Andrei la Colegiul Național Maria Băiulescu. Salut, eu sunt Ioana Buxa, elevă la Școala Gimnazială Nicolae Titulescu, București. Fac parte din echipa Soare pentru Cutuș pentru a le ajuta pe Andreea și Samira să rezolve problema comunității lor. Salut, sunt Tudor Suciu și din partea Romanian Science Festival sunt mentorul echipei Soare pentru Cutuș. Problemele pe care noi le-am identificat în comunitatea noastră din satul Cutuș sunt greutățile zilnice care ne opresc pe noi și prietenii noștri de aici din a merge la școală, a învăța și a avea parte de o educație bună. Sunt multe blocaje în drumul nostru, de exemplu, este foarte greu dimineața când ne trezim la ora 5 să mergem la școală și să nu avem apă caldă, să ne spălăm pe mâini, pe față și pe dinți. Când spălăm vase, de multe ori le spălăm cu apă rece și este foarte greu pentru că ne îngheață mâinile. Sunt în sat și copii care au abandonat școala pentru că nu aveau apă caldă dimineața să se spele și dacă aveau animale acasă, veneau la școală mirosind de animale și erau batjocoriți. Prin acest proiect, din cadrul concursului Viitorul pe placul tău, vrem să rezolvăm una dintre aceste probleme, nevoia de apă caldă. 100 de familii, adică 1100 de locuitori, nu au acces la apă caldă. Am încercat să venim cu o soluție simplă, prin crearea unui șablon simplu pentru o gospodărie cu un sistem de panouri solare pentru apă caldă, care poate fi adaptat ușor la orice casă. Grupul țintă sunt locuitorii din satul nostru, atât adulții care au nevoie de ajutor în gospodărie, cât și copii care vor putea să meargă la școală și să învețe pentru viitorul lor. Noi credem că acest proiect este unul dintre primii pași pentru a oferi un trai și o educație bună oamenilor din Cutuș. Modalitățile de implementare la care ne-am gândit încep prin a contacta experții care ne vor ajuta la montarea panourilor solare și să găsim finanțatori care să susțină proiectul. Apoi, împreună cu experții în domeniu, vom merge să vedem situația caselor și care este terenul pentru a stabili de ce materiale avem nevoie și cum le vom achiziționa. După ce am achiziționat materialele, instalatorii vor monta panourile solare și rămâne ca după aceea să informăm localnicii cu privire la folosirea instalației și la beneficiile acesteia. În medie, costurile pentru un sistem de panouri solare pentru apa caldă sunt aproximativ 6.000 de lei. Resursele necesare vor fi stabilite mai precis după ce vom discuta cu specialiști și instalatori în funcție de fiecare locuință. Noi am fost echipa Soare pentru Cutuș și împreună dorim ca acest mic proiect să fie un prim pas în a rezolva problema identificată de Andreea, Samira și Ioana, atât în Cutuș cât și în alte sate din România. Vă mulțumim pentru atenție!